Jucătorii de la Miercurea Ciuc și Gheorgheni i-au surprins neplăcut pe românii prezenți în tribunele de la Ljubljana de la Campionatul Mondial de Hockey. Aceștia au cântat imnul Ținutului Secuiesc înaintea partidei cu Ungaria, pe care au pierdut-o cu scorul de 2-4. Trei jucători din lotul României au refuzat să participe la acest moment. În tribuna Ungariei s-a aflat și ministrul mediului Tanțoș Barna. Deputatul AUR Dan Tănase consideră că gestul ministrului Tanțoș Barna de a face parte din acest peisaj este unul revoltător. Individul cu pălărie este ministru în guvernul României, nu al Ungariei. Gestul lui Tanțoș Barna reprezintă o insultă la adresa națiunii române, a scris deputatul AUR. Reacția ministrului mediului a apărut imediat. Da, am fost la campionatul mondial de hockey la Ljubljana ca să susțin jucătorii din Miercurea Ciuc, Gheorgheni și Brașov, care au făcut tot posibilul ca să țină națiunea Naționala României în divizia 1, grupa A. Am participat alături de sute de suporteri din Harghita, Covasna și Brașov, care ar fi vrut să asiste la o performanță istorică. Din păcate nu a fost să fie. Pe mulți dintre jucătorii cunosc personal, îmi sunt prieteni, a spus ministrul mediului. Vicepremierul PSD Sorin Grindeanu a cerut Federației Române de Hockey și Ministerului Sportului să ia măsuri urgente pentru a aplica cele mai dure sancțiuni după acest gest incalificabil. Este un afront și o lipsă nerușinată de respect față de România, față de români și față de tricolor. Și sper ca lucrurile să nu rămână nepedepsite. Cer Federației Române de Hockey, Ministerului Sportului și tuturor celorlalți factori responsabili să ia măsuri urgente pentru a aplica cele mai dure sancțiuni după acest gest incalificabil. Cine nu respectă România nu are ce căuta în roșu, galben și albastru. Pentru noi aceste culori înseamnă totul, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook. E o situație de discutat, ca să zicem așa. A rămas în studioul emisiunii sub semnul întrebării lui Mihai și mulțumesc. Ni se alătură sociologul Mirel Palada. Salut, Mirel. Mă bucur că salut, Robert. Bine, ne vedem salut. Și ne auzim și aici în emisiunea sub semnul întrebării. În primul rând, hai să luăm așa, bătrânește, ca să zicem așa. Avem ce situație aici? Avem o situație, indignarea care a apărut. Eu o văd în spațiul virtual. O să auzim și am auzit-o și la telefoane ceva mai devreme. E una justificată? Avem de-a face cu un accident, cu un gest neinspirat. Uite, să folosesc o formulă din asta. Gest neinspirat al jucătorilor naționale de hockey și mai apoi chiar al ministrului Tanțoș Barna. Despre ce ar fi vorba? E cu siguranță un gest neinspirat. Întrebarea adevărată este în ce măsură acest gest reflectă o slăbire a fidelității față de țara în care dânsii trăiesc. Vezi, e o chestie încurcată, pentru că din punct de vedere etnic ei sunt maghiari, au jucat cu Ungaria, ei reprezintă statul român, suntem într-o situație istorică în care ungurii nici acum nu au renunțat cu totul la fantasma de a gestiona Transilvania în locul României, consideră că România este în continuare a lor. Pentru ei, cei 100 de ani care au trecut de când a avut loc unirea nu reprezintă, din punct de vedere istoric, o perioadă atât de îndelungată. Am auzit de mai multe ori discursul cum că, domnule, știți că voi, de fapt, ați fost, se referă la ardeleni, bă, voi știți că voi ați avut capitala la București mai puțin timp decât ați avut capitala la Budapesta. Și 100 de ani nu e mare lucru, trec repede. Lasă că poate mai încolo să veniți înapoi. Ei bine, în acest context, care e un context care nu poate să fie ignorat, dincolo de toate acuzele care pot să fie aduse celor care discută subiectul ăsta, băi, naționaliștilor, primitivilor, medievalilor, cel mai bine este ca persoanele care fac parte din acest joc mare să se abțină la gesturi care pot să fie interpretate de manieră neelegantă. Mai ales că trebuie să recunoaștem cu toții, e și o perioadă foarte delicată. Lângă noi, da, la granița asta, da, se desfășoară un conflict care are la bază tocmai o puternică încărcătură naționalistă. Deci nu poți într-un astfel de moment să ai atât de puțină minte încât să pui și tu un pic niște... Unde vreau să vă contrazic, Robert și Mirel. Nu e doar neinspirat gestul, e premeditat. Repet, cineva a dat o casetă cu imnul secuiesc autorităților sportive din Ljubljana. Deci, atenție, e premeditat. Corect, da. Cum
am zis, n-am nimic împotriva steagului. Să fie steagul Dobrogei, țării Hațegului, să fie toate steagurile pe regiuni. Jur că n-am. N-am o problemă să-și cânte imnul și la echipă. Dar când te duci să reprezinți România, asta arată faptul că România nu mai e o țară respectabilă. Nici din interior, nici din exterior. Știi ce e mai... Ia să se fi întâmplat, Mirel. Ia acest exercițiu și Robert. Să se fi întâmplat chestia asta în Germania, Franța sau Spania. Există? Da? Haideți să vedeți ce s-ar fi întâmplat acolo. Bun. În cele mai civilizate țări ale Europei. Să vedeți ce scandal ar fi fost acolo. Comentariul tău, Mirel, după care vă arăt o imagine, da, publicată în urmă cu câteva minute de Gazeta Sporturilor, care ne arată că există un precedent. Și culmea, cu aceleași personaje în prim plan, o să vedeți, e fabuloasă povestea. Da, te rog, Mirel. Voiam să spun, pentru că mi-aduc aminte de incidentul anterior. Ideea este următoarea. În primul rând avem de-a face cu un ministru al României. Acum el nu mai este o persoană de etnie maghiară. Este ministrul României și din punctul acesta de vedere ar fi trebuit să se abțină la orice situație care poate să atragă astfel de comentarii. Ia uite pe cine avem noi aici, da, cu steacul ținutului Secuiesc acum 11 ani. Același ministru, da. Tanțuș Barna. Da? E aici, e fotografia publicată de Gazeta Sporturilor. Da, e clar că cineva bagă bățul prin gard și vrea cu tot din adinsul să țină cald acest subiect și să țină cald ideea de apartenență etnică mai degrabă la Ungaria. Eu vreau să vă întreb așa, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat în logica de care a spus Liviu și pe care vreau să o pomenesc și eu, dacă aveam chestia asta în Catalunia, la Barcelona. Oh, Dumnezeu, da. Ești dacă acum... aveam chestia asta în... Sunt în Alsacia, dacă aveam chestia asta, nu, da, mai lasă. Unde? În Alsacia. În Alsacia. În Alsacia. În Alsacia, dacă... Deci în Alsacia, nu, dar oriunde ar fi fost un scandal monstru în țările cele mai civilizate și hai să-i spunem fără medievalisme patriotarde cum avem noi aici la marginea. Nu! Dar stați puțin, oameni buni. Poate voi nu vă aduceți aminte. Guvernul UDMR-ul este un partid atât al guvernului maghiar cât și al guvernului român. Cetățenii români de origine maghiară primesc bani de la guvernul maghiar. Profesorii primesc în plus. Îi sunt majoritatea dintre ei cetățeni maghiari în același timp. Deci acest partid este un partid care vine cu proiecte de la guvernul Orban. Proiectul anti-educație sexuală, tipic conservatorului lui Orban, e luat de la Budapesta, motamo și a dus și promovat. Iar aceste două partide, cum le numesc eu, Alianța Alibaba PSD-PNL, nu vor să facă nimic degeaba, a zis Grindeanu, așa electoral, a punctat-o ca să iasă și el în evidență. Nu se va întâmpla nimic. În mod normal. Nu știu dacă lucrurile stau chiar așa. Vom vedea. Nu, nu, da. Nici eu nu cred. Pune-mi pariu. Nu cred că se va întâmpla ceva și să știm... Acum, dar de ce să nu se întâmple? Interesele prea mari. Știi cum se zice? Permiteți-mi o abordare cinică. Vedeți voi, dragii mei, ideea de națiune și de patriotism și de naționalism a fost atât de puternic zvârlită în deriziune și a fost atât de mult sabotată, a fost demonizată, stigmatizată de către reprezentanții globalismului, așa, și al progresismului, încât ce se întâmplă acum e consecința felului în care ideea de naționalism a fost zvârlită în... Hai de patriotism, într-o zonă negativă. De patriotism. Iar eu... Nu, 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 ascultă-mă un pic. Eu mă bucur, eu vreau următorul pas. Eu vreau să vină Ungaria și să spună că Transilvania era României. Oh, doamne, ferește, de ce? Nu, dar nu mai zice chestia asta. De ce? Ba, nu, zic. Au ministru care se ocupă de cetățeni. Ei doar guvernează economic și administrativ mari entități. Asta vreau să zic. Au cumpărat multe zone din Transilvania. Eu vreau ca lumea să înțeleagă care sunt consecințele demonizării ideii de naționalism. Pentru că în Ucraina ai voie să fii naționalist și să te lupți cu alții care vor să te cropătropească. În Ungaria ai voie să fii naționalist? Cum? În Ungaria ai voie să fii naționalist? În Ungaria ai voie. E, ai și în Germania voie. Da. Naționalist, da. Și să-și definească o identitate distinctă de România. Doar în România n-ai voie să fii naționalist.
În Germania ai voie, în Franța ai voie. Nu vreți să știți cât de scârboși de naționalism sunt francezi? Ca să spun, uite, să-l completez pe Mirel. Eram cu un ziarist la mă și am zis, bă, dar noi ce mai facem cu Basarabia? Mult înainte de război. Și de a face George acest partid pe care ar fi vrut să-l facă Moldova, dar l-au refuzat și a făcut în România. Și mi-a zis omul, păi ăsta nu, n-are rost să-l discutăm, că e un subiect naționalist. What? Deci pământul nostru n-are rost să-l mai discutăm, că e naționalist subiectul. Băi, deci, Mirela aici are dreptate. Cât de mult a inhibat în mentalul colectiv ăsta urban și mimetic, vestic, urban mimetic, progresist. Exact, progresist, încât să nu mai poți vorbi despre Basarabia pentru că e subiect naționalist și naționalist. Respirați puțin? E câh. Respirați puțin. Respirăm. Dan din Iași ne ajută să respirăm puțin. Bună ziua, domnule Dan. Bună ziua, domnul Robert. Vă ascultăm, vă rog. Ce avem noi aici, ca să zicem așa? Da, ce avem noi aici? Ce avem noi aici cu imnul ăsta secuiești și cu... Avem o provocare, care nu este prima și... Oare? Au mai fost o provocare naționalistă și revizionistă din partea maghiarilor. M-auziți? Da, sigur că da. Vă auzim, da. Da. Deci este o provocare. Astea sunt lucruri care... Provocare să ce? Iertați-mă. Adică provocare să ce? Să ne enervăm noi? Să ce? Da, da, da. Ca să iști o discuție în spațiu public legată de, din nou, despre problema Ținutului Secuiesc, a maghiarilor din Transilvania și așa mai departe. Bun, și cu asta ce au făcut, ca să zicem așa, da? Vorbă celebră de asemenea. Adică să iscă o discuție, să iscă o discuție despre imnul secuiesc și ce? Păi n-au făcut nici până acum nimic. Se iscă o discuție. Adică eu cred că dacă nu ieșeau imaginile astea cu domnul Tanțoș Barna și mai apoi că să aflăm toată povestea respectivă, la, dacă, nu știu, să întrerupea netul, să spunem, și nu să filma, da, nu să transmitea, nu știu ce, oamenii nu credeau că au făcut nimic greșit. De-aia spun, eu cred că ăia care au cântat imnul Ținutului Secuiesc din echipa națională de hockey, plus Tanțoș Barna, care s-a dus firesc, cred, în rândul suporterilor maghiari, adică el nici nu s-a uitat pe bile să zică, domne, unde este tribuna cu suporteri români? E finanțată de guvernul de la Budapesta. Nu, da. Și de fotbal și de hockey. Pentru ei nu mai e nicio diferență. Pentru că ei au dreptul să-și protejeze interesele naționale, noi nu avem. Asta zic. Am văzut o fotografie a dinauri. Da. Dacă acolo domnul Barna ar fi avut și steagul României alături de celălalt ținut... Îl are. Stai. Dar vă arăt o dată fotografia. Petrico, hai să fim... Să dăm... Nu, scrie să... Petrico România. Nu. Asta se vede mai greu. Tricoul este cu România. Asta e de acum? Da. Nu, asta e de acum 11 ani. De acum a vorbit. Dar nu asta e. Nu, astea sunt provocări. Și mai vreau să zic că un lucru. Presa din Ungaria și oficialitățile UDMR minimizează lucrul acesta, spunând că nu este absolut nicio problemă, ce s-a intonat un imn. E adevărat, și Iașu are imnul lui, da? Imnul Iașului. Când joacă Politehnica Iașu undeva, poate să cânte imnul Iașu. Este cu totul altceva. Dar dacă ar fi 7 jucători de la Poli Iași în națională, nu cred că la finalul unui meci cânta imnul. Foarte bună observație. Da? Corect. Da. Mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu. Excelent. Mai avem un apel telefonic. Acum, unde? Întrebarea este dacă ar fi 5 sârbi în Voivodina care să joace pentru Naționala Ungariei, ungurii ar accepta să se cânte imnul Serbiei? Bună întrebare. George din Moreni e alături de noi prin telefon. Alo, bună ziua, domnul Turcescu. Vă ascultăm. Vă rog să aveți amabilitatea să mă ascultați 2 minute. Ziceți. O țară funcționează corect dacă puterea administrativă, care este politică, și puterea judecătorească funcționează corect, adică după lege. În țara asta nimic nu funcționează după lege. De aceea se întâmplă ce evidențiați dumneavoastră acum. Deci aș vrea să vă spun un lucru. Uitați-vă în lista partidelor politice. Funcționează, figurează UDMR-ul ca partid politic? Eu știu că nu. Și totuși participă la vot. Deci aceea se încalcă legea. Deci este admis de puterea politică și administrativă, politică administrează țara, și de puterea judecătorească. Dacă puterea judecătorească ar fi existat
și dacă ar fi introdus în codul penal un articol care să spună că puterea judecătorească, care e formată din poliții judiciari, magistrați și judecători, dau rapoarte judiciare, ordonanțe și respectiv sentințe contra probelor din dotare, va pușcărie 20 de ani fără drept de eliberare condiționată și pierderea dreptului. Dar ai profesat? Mulțumesc mult și pentru acest apel, am înțeles ideea. Ne oprim puțin pentru publicitate, ne întoarcem pentru că vreau să-l întreb pe Mirel Palada dacă din sondajele pe care le face de atâta amar de ani, reiese mai ales în această perioadă o, nu știu, exacerbare a accentelor naționaliste, o creștere a pantei naționalismului. Da? E important să înțelegem cam unde stăm. Repet, având un război la graniță declanșat tocmai pe aceste idei naționaliste, lucrurile devin ceva mai complicate, chiar și cu astfel de gesturi care pentru unii ar putea părea minore. Nu sunt. Ne întoarcem rapid și comentăm. L-am rugat pe Marius Pașcan, prim-vicepreședinte PMP, dar locuitor în Târgu Mureș, ca să zicem așa, și care se intersectează mult cu comunitatea maghiară, să aibă un punct de vedere în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Ljubljana, acolo unde, vă reamintesc dacă n-ați urmărit știrile, Naționala de Hockey a României a intonat, cu doar trei excepții, trei jucători care au făcut un pas în spate și au refuzat să facă asta, imnul Ținutului Secuiesc. În loc să intoneze imnul de stat al României, cum se întâmplă în mod firesc în competițiile oficiale unde pe tricou scrie echipa națională a României, nu scrie echipa națională a Ungariei, mai ales că era un meci între Ungaria și România. Bun, Marius Pașcan, bună ziua! Bună ziua, Robert Turcescu! La ce asistăm? Mulțumesc! Că ai revenit la iubirea din tâi. Întotdeauna revenim la iubirea din tâi. Așa ni se profesională întâmplă. Profesională vorbind, da, și îți doresc mult succes. Mulțumesc foarte mult! Marius Pașcan, la ce asistăm în acest moment? Este un demers fără discuție propagandistic. E doar un vârf de iceberg pe care unii îl vedeți din când în când la nivel național. Astfel de provocări sunt permanente în județul în care locuiesc, în Harghita, în Covasna. De altfel, ați văzut și la manifestări oficiale și cele legate de Ziua Națională, când se arborează exclusiv drapelul Ungariei sau în semnul așa zisului Ținut Secuiesc. Astfel de lucruri se petrec permanent. De altfel, îți mai dau și un alt argument. Așa. Cei trei președinți ai județelor Mureș, Harghita și Covasna, fără niciun atribut sau mandat din partea nimănui, au fost în Tirolul de Sud și au semnat pentru, după modelul Tirolului de Sud, un document, un protocol de colaborare pentru realizarea Ținutului Secuiesc. A fost legea privind înființarea Ținutului Secuiesc. Este o carte care povestește foarte bine ce s-a întâmplat în martie 90 la Târgu Mureș, scrisă chiar de profesorul Florian Bichir, unde explică despre ce propagandă este vorba, în ce direcție, și că de fapt nu s-a renunțat de-a lungul istoriei până astăzi deloc la visul refacerii Ungariei mari. Și asta se întâmplă permanent. Noi, județul Mureș, Harghita, Covasna, suntem înregimentați teoretic în această zonă a Ținutului Secuiesc și ceea ce se întâmplă astăzi, deși nu se vede bine de la București, dar vă spun eu ca un locuitor al acestei zone, se investește masiv, sunt bani foarte mulți care vin din Ungaria în agricultură, în economie, pentru cumpărarea de terenuri, de imobile. Încet, încet, populația română, câtă vreme și administrația publică este dominată copios, administrația publică, de liderii UDMR, românii încet, încet sunt împinși către granițele județelor Mureș, Harghita și Covasna și se constată o depopulare. Iar dacă vreți și mai mult decât atât, majoritatea maghiarilor au dublă cetățenie, așa cum au și ministrii din guvernul României, din partea UDMR. Au jurat loialitate față de statul ungar. Prin urmare, e greu să le impus ceva câtă vreme se prezintă propriul interes și așa cum s-a manifestat și de data aceasta, dar și în alte rânduri, de altfel ministrul Tancos Barna este unul dintre semnatarii și inițiatorii proiectului de autonomie a Ținutului Secuiesc. El întâmplător reprezintă România, acum rămâne să decideți dumneavoastră
cât reprezintă interesele guvernului României și cât pe ale Ungariei, al cărei cetățean este. La fel cum sunt și ceilalți miniștri și toți cei aflați în diverse poziții în structura de vârf a statului român, guvern, administrație, parlament și așa mai departe. Cu Tanțoș Barna, deși... Marius Fașcan, cu Tanțoș Barna, bun, să spunem că discuția poate fi purtată separat. Eu vreau să mă lămuresc însă și încercăm să lămurim această chestiune, dacă la nivelul jucătorilor acelei echipe, echipa, da, avem de a face cu, mă, ce să spun, o manipulare, avem de a cel face mai cu bun demers jurnalistic ar fost să-i sunăm pe băieții aia trei care au făcut pasul în spate și mi-e să, greu, băi, să cred că ei vor spune, e, cum să nu spună, din moment ce au făcut un protest public asumat, uh-huh, îți spun și ei îți dau pontul, băi, de chestia asta întotdeauna se ocupă antrenorul, președintele Consiliului Județean și ăla. Președintele Federației. Federației, exact. Deci nu te duci de capul tău. Spune exact cine îi dă vină. Vine un reprezentant al Federației la un campionat. Faptul că Barna și-a manifestat acest tip, Tanțoș Barna, nu e... Da, trebuie să mai țineți cont și de faptul că majoritatea jucătorilor respectivi sunt din Miercurea Ciuc, din Odorhei, corect, din Harghita și Covasna. Da. Sunt câțiva, numărul pe degete, chiar jucătorii români au făcut pasul în spate, iar ceilalți sunt... O anchetă locali, durează 24 de ore, atât. Să afli cine e vinovatul pentru această chestie. Cine a dar acceptat? Evident aici ar trebui să intervină statul român, fiindcă la urma... Nu va interveni. Un protocol diplomatic care a fost încălcat, dacă este vorba de o manifestare sportivă. Corect. Și organizatorii ar putea spune, noi am primit caseta cu imnul național al României, care, ce să vezi, era de fapt la... imnul Ținutului Securesc, de la reprezentantul României, la această competiție. Simplu. Aia n-au nicio vină, nu trebuie să știe imnul pădăros, care e imnul României. Și ăla trebuie să plece afară, dar afară mâine. Mâine trebuie să iasă afară. Da. Robertul Cercu este atât de lege de observat. În zona noastră, cam cum se alocă resursele prin administrația publică locală, verificați, vă rog, și poate faceți o emisiune în așa, acest scop, să vedeți, primarii de la UDMR întotdeauna primesc dublul sumelor din alocările, din totdeauna, Angel Salini acum, altele pe PNDL, pe PNRR, și ar trebui ca noi să fim înfloritori din punct de vedere al dezvoltării economice față de alte județe ale țării. Cu toate acestea, Mureș, Arghita și Covasna sunt pe ultimele locuri la dezvoltare economică, Harghita și Covasna chiar codașe și au nevoie permanent, vreo 80% vin alocări de la bugetul de stat. De ce credeți oare acest lucru? Pentru că banii se învârt în același cerc al UDMR, cu aceleași firme de casă și mai apoi ei ajung să răscumpere, să cumpere proprietăți în zonele noastre. Noi încet, încet vom cânta foarte așa impetuos că suntem români pe vest stăpâni, dar de fapt noi pierdem economic proprietăți, terenuri agricole. Mulțumesc imobile. Foarte mult, Marius Pașcan. Mulțumesc foarte mult. Interesant punctul de vedere, mai ales că, repet, vine din epicentrul unor discuții de acest gen care se poartă deja de foarte mult. De peste 25 de ani exact. Se poartă. Mirel Palada, voi ai să punctezi la un moment dat un lucru. Te rog. Da, voiam să spun că citeam acum știri și că nu s-a citit imnul României, pentru că regula, așa justifică cei care apără punctul acesta de vedere, regula este că se cântă doar imnul național al echipei care câștigă, iar imnul secuiesc ar fi fost cântat de către tribună, de către galerie, nu ar fi fost pus la stația instalația de amplificare. Da, da. Nu a fost pus la stația de amplificare, a fost început de către galerie și pe urmă preluat de către o parte însemnată a echipei ca reprezentare a identității lor locale comunitare. Ceea ce este o explicație foarte pertinentă. Repet, eu nu mă supăr absolut deloc dacă ungurii iau Transilvania. Pentru că noi, pe parcursul a ultimilor 30 de ani, am demonstrat un lucru foarte simplu. Nu ne pasă de identitatea națională, nu ne pasă de ideea de respect național. Am făcut tot posibilul în ultimii, mai ales 20 de ani, să terfelim această idee și să-i călcăm în picioare pe toți cei care au îndrăznit să spună că națiunea este o virtute. Ne-am lăsat cuprinși de acest discurs globalist care vine și spune, dar ce e rău? Ce e rău să ne contopim în marele concern al națiunilor? Uite că acum ne contopim. Ce e rău în asta? Repet, ce e rău să fim mai degrabă? Ungaria economică a luat Transilvania de mult și o ia în fiecare zi. Economică, foarte bine. Noi nu trebuie să mai lipim granițele, cum o să facem și noi cu Moldova, Robert. La fel, Liviu, când o să fie în Uniunea Europeană, modelul maghiar e perfect valabil și pentru noi. Dacă noi nu suntem în stare
să băgăm bani în acea zonă, exact, și să reprezentăm interesele românilor, înseamnă că suntem un popor prost, prost din punct de vedere istoric, și că ne merităm soarta și istoria nu ține cont decât de câștigători. Domnul Nicolae din Dâmbovița e alături de noi, să auzim un punct de vedere, da, rapid. Vă rog, domnule Nicolae. Alo, da. Vă ascultăm. Da. Vă ascultăm. Da. Domnul Robert Turcescu, toată stima pentru... La chestiune, haideți rapid, lăsați asta. Rapid, da, rapid, rapid. Pentru așa, că ați revenit cu, da, o asemenea la chestiune, vă rog, vă rog. Da. Ce se întâmplă? Am de transmis un mesaj rapid la clasa politică că să se deștepte odată și să renunțe la această căruță UDMR. De ce nu se pot, cum au bătut palma cu PNL-PSD, de ce nu se pot înțelege să se rupă odată de această... Nu rostiți vorbe grele, că după aceea nu mai putem trage înapoi. Nu, eu nu cred că încă ne putem... Ne-am săturat de-a lungul timpului și au făcut jocul extraordinar. Dacă v-ați săturat, alegeți altceva. Adică da, nu, că s-au săturat și bulgarii și au ales un alt partid cu doi oameni de la Oxford și Harvard în frunte. Deci să ne tot plângem alegând aceleași partide 30 de ani, mie mi se pare un fel de... După publicitate ne întoarcem, dar atenție, mai deschidem un front de discuție, măcar puțin trebuie atins. Se întâmplă lucruri, oameni buni. Emmanuel Macron a rostit ieri la Strasbourg, da, niște lucruri foarte, foarte interesante. Știu, o să ziceți, domne, politica externă ne atinge pe toți. Da? Omul vrea o altfel de Europa. Europa a celor mari, a granzilor, da? Și o Europa a celor mici. Ăstora mai dinspre margine, mai dinspre est. E foarte, da, bine. Da, o să discutăm despre asta, Mirel, imediat după publicitate, pentru că e un subiect foarte important. Foarte important pentru că asta a dat semnalul, de fapt, ieri. Da? Ce urmează? Deocamdată e în stand-by, să zicem, pentru că s-au opus 14 state, dar vom vedea dacă lucrurile rămân așa. Ne întoarcem și comentăm și acest aspect. Dumneavoastră sunați-ne în continuare, răspundem imediat. Bloomberg, agenția citată, e citată de Ager Perescu, o știre foarte interesantă, ne plasează în zodia ipocriziei, vom avea ocazia să discutăm mult despre câtă ipocrizie se învârte în jurul războiului din Ucraina, în edițiile viitoare ale emisiunii Sub semnul întrebării. IKEA continuă să-și procure lemn din Rusia, chiar dacă a făcut o promisiune publică potrivit căreia va opri comerțul cu Moscova în urma războiului din Ucraina. A anunțat o publicație suedeză citând schimburi de e-mail-uri interne între directorii de achiziție ai celui mai mare retailer de mobilier din lume. Da, îți mai spun una. Comerțul SUA cu Rusia a crescut. Nu, stai. Despre ce vorbim de fapt? Până la urmă, la ce asistăm? I-am lista. Bun, și la ce asistăm până la urmă? 2020, da? 2022. Ursula von der Leyen spune, nu mai luați petrol de la ruși, pentru asistăm că luați de la intermediarii care cumpără petrolul de la ruși și în felul ăsta mai crește puțin factura. Exact. Adică... Nu, asistăm la un armare... Iar domnul Macron, ca să închidem rotul, da, și să înțelegem Macron, da, în chestia asta, vine la Strasbourg și spune, granzii Europei ar vrea, dacă și voi ați fi de acord totuși, să ia niște decizii fără unanimități, doar cu majorități, da? Și eventual țările astea de până estul Europei să nu mai aibă atât de multe lucruri de spus când vine vorba de decizii majore care privesc soarta Europei. Are dreptate, a cerut majoritate, nu drept de veto. Are dreptate. Da? Pentru că dacă noi știm, Mirel, tu știi, grupul Stratford, așa, George Friedman, americanii au oamenii lor în Uniunea Europeană. Ei nu mai vor să depindă de influența americană în anumite decizii. Nu-i vorba doar de Orban, care poate să dea drept de veto la războiul cu Rusia, la sancțiuni majore în războiul cu Rusia. E vorba și de strategia unei Europe unite. Are dreptate Macron. Pentru că noi, de exemplu, România, este intendentul SUA. Dacă SUA ne spune să votăm împotrivă la o propunere franco-germană, noi așa facem. Stai puțin, că deocamdată nu... Deci, într-adevăr, acest veto unic pe care poate să-l desfășoare orice țară, orice, da, țară, așa, încurcă într-adevăr mersul unei Europe unite cu armată unită. Cred că discursul domnului Macron mai ascunde multe alte lucruri, cum ar fi, cum ziceam mai devreme, că granzii Europei, dar să nu vorbesc eu, hai să-i lăsăm pe Mirel Palada
Eu să am o abordare mai ideologică, să spunem. Într-adevăr, ce spune Liviu este adevărat. Am o întrebare, dar de când este rău să asculți de americani? Că parcă noi până acum era ceva cu supul alicurici și noi valorile americane. Și polonezii ascultă de americani, dar știu când să se ridice de la masă și ce să negocieze. Și uneori stai, lasă să spună. Bun, hai să vedem. Deci, eu am o chestie de principiu, nici măcar ideologică, de principiu. Vedeți voi, de 50 sau 70 de ani de când este Uniunea Europeană, ea a funcționat pe această logică a unanimității. În consecință, fiecare țară a avut un instrument la îndemână prin care să aibă puteri cât de cât egale sau cât de cât semnificative în relație cu ceilalți. Ce vine Macron acum să spună? Bă, voi ăștia care sunteți ceva mai recenți și care aveți așa un aer mai de slugă, nu mai e cazul să aveți și voi la îndemână acest instrument, că prea vă jucați cu el și prea aveți putere și vi s-a urcat la cap. Eu cred că are o abordare bună, pentru că țările est-europene nu merită să ridice capul în fața mărinimiei și impetuozității civilizaționale a germanilor și francezilor. Ești ironic acum, nu? Evident. Sunt ironic, îmi doresc să se întâmple asta. Deci nu că e doar de manieră ironică ce spun acum. M-am săturat atât de mult să aud că românii nu merită, că românii sunt primitivi, că românii sunt corupți. Eu cred că este cazul să primească toate țările postcomuniste un avertisment sever când se bagă în afacerile celor mari, să fie puși la colț și populațiile lor să vadă 20 de ani cum este aia să faci parte din sfera de margine, de influență a celuilalt imperiu. Noi până acum nu aveam un cuvânt de spus în Imperiul Sovietic. Acum ne-am transformat gubernie de graniță în celălalt imperiu, Imperiul Uniunii Europene, și este foarte bine că se, până la urmă, legitimează această ipocrizie care venea să spună, bă, noi avem bani foarte mulți, putere foarte multă, noi germani și francezii, ce dracu mai deschide și voi gura acolo? Domnul Boris din Timișoara, vreau să încercăm să tragem împreună concluziile acestei emisiuni. Vă rog. Alo? Vă ascultăm. Bună ziua. Aș dori și eu să spun o clarificare. Cred că s-a creat o confuzie aici. Imnul României nu a fost intonat, sau mă rog, imnul Ținutului Secuiesc, da, care a fost cântat, la începutul meciului. A fost după, la sfârșitul meciului. Da. Pentru că la hockey față de fotbal sau, mă rog, alte sporturi, nu se cântă la începutul meciului. Uh-huh. Și cred că aici s-a creat o mare confuzie. Ar fi fost o problemă dacă, într-adevăr, imnul Ținutului Secuiesc ar fi fost cântat în locul imnului României la începutul meciului. Dar nu a fost situația aceasta. Da, nu s-a cântat. Și cred că s-a creat o, cum se spune, din țânțară armăsar. Am citit și eu acum. Deci, da, să verificați. E bine că faceți această precizare. Cu Emil Hosu Longin. Nu am verificat-o la Longin, da, Emil Hosu Longin a spus. Uite, nu știam, de exemplu, la hockey că nu-l cânti la început. Da, la, da, e bine să întrebăm. E foarte bine că ați, foarte bine că ați intervenit. Da. Eu am menționat deja chestia asta, am venit cu această clarificare. Da, am venit și unde. Deci este un interviu în Caseta Sporturilor cu Emil Hosu Longin, apărut acum jumate de oră sau oră, și care este specific exact cum stă situația. Bun, e bine că se întâmplă. România, dacă ar fi câștigat meciul, da, ar fi avut intonat imnul România la sfârșitul meciului, dar România, necâștigând meciul, nu s-a intonat imnul României. Întrebarea e, rămâne în chestiunea asta. Dacă... Încă un aspect, vă rog. În tribune au fost 2000 de maghiari din Ungaria și vreo câteva zeci de suporteri români, mă rog, de etnie maghiară din Covasna Artista, care au încurajat, au încurajat echipa, mă rog, ei zic a lor, ce înseamnă pentru ei a lor, nu știm, sau mă rog, știm, da. Dar ei se identifică, mă rog, mai mult cu Ținutul Secuiesc, asta este limpede, da? Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim! Zic că e foarte bun. Nu, asta nu înseamnă... Este la final. Zile. Da, asta nu înseamnă că ceea ce am spus despre comportamentul, da, nu, rămâne... cu DMR în raport cu guvernul României și al Budapestei, nu este la fel. Nu aș face din țânțar armăsar chestia asta, să ne păruim cu ei, într-adevăr e ok, ci doar să deschidem bine corect ochii cum se comportă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc Mirel Palata, mulțumesc Liviu Mihaiu, mulțumesc Dan Podaru, mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru apelurile din emisiune. Ne revedem mâine la aceleași ore 16 aici pe B1 TV și de la orele 12 în podcastul evenimentului zilei pe platforma EVZ Capital, canalul de YouTube și pagina de Facebook evz.ro. Toate bune!